bun găsit. Urmează ca în Partidul Social Democrat să aibă loc o ședință, cel mai probabil luni, pentru a stabili cine va lua locul lui Adrian Chesnoiu și, în paralel, o anchetă penală, bineînțeles, o anchetă care investigează faptele constatate până acum de anchetatori, faptele ministrului Adrian Chesnoiu, fostul ministru al Agriculturii din acest moment. Până atunci, însă, știm potrivit surselor că Sorin Grindeanu va asigura interimatul la acest minister și, așa cum vă menționam, luni cel mai probabil aici, la sediul PSD, urmează să aibă loc o ședință a forumului de conducere, o ședință în care se va stabili cine va lua locul la minister pe o perioadă îndelungată. Sunt vehiculate trei nume până acest moment. Potrivit surselor, Petre Daia este o variantă în acest moment, este fostul ministru al Agriculturii, a ocupat acest post din 2017 până în 2019, ultima oară, în vremea guvernării Vioricăi Dăncilă și a lui Sorin Grindeanu. Acesta a fost un apropiat al lui Liviu Dragnea. De asemenea, un alt nume care se vehiculează este Daniel Botănoiu. A fost secretar de stat în Ministerul Agriculturii timp de 8 ani de zile și este o persoană destul de agreată în Partidul Social Democrat. A mai fost propus pentru această funcție și, în ultimul rând, actualul președinte al Comisiei de Agricultură din Camera Deputaților, Florin Ionuț Barbu, este deputat de Olt, ar putea să fie, de asemenea, o variantă pentru portofoliul de la agricultură, însă, așa cum menționam, luni urmează să stabilim, să vedem câte activitate ce stabilesc social-democrații și care dintre aceste nume urmează să fie validat pentru a fi trimis la Palatul Cotroceni de către premierul Nicolae Ciucă ca variantă pentru Ministerul Agriculturii.